Elevii lui Constantinides au avut un început fulminant de meci. Finalul primului sfert le-a aparținut jucătorilor din Kazakhstan, care au întors rezultatul și s-au desprins pe tabelă. Scorul primului sfert, 29-22 pentru Astana. Formația gază s-a impus și în sfertul 2 cu 28-23, iar la pauza mare, echipa din Kazakhstan avea un avans de 12 puncte pe tabelă, scor 57-45. Finalul sfertului 3 a fost adjudecat de Astana cu 26-21, iar diferența pe tabelă s-a mărit la 17 puncte, scor 83-66. Ultimul sfert le-a aparținut tot gazdelor. Tabela arăta la finalul partidei 113-89 pentru Astana. Am avut o șansă uimitoare de a juca împotriva unei astfel de echipe puternice ca Astana. Permiteți-mi să o spun, o echipă la nivel de Euroligă. Tot ce putem obține de la această înfrângere este experiența sa. Nu pot da vina pe oamenii mei. Jucătorii au arătat energie și pasiune, dar ne-a lipsit concentrarea și împotriva unui astfel de adversar este inacceptabil, a declarat antrenorul Energiei, Antonis Constantinides, la finalul partidei. După această înfrângere, Energia a coborât pe locul 2 în grupa 1 Euro Challenge cu 3 puncte în cont. Următoarea confruntare europeană a gorjenilor va avea loc pe 28 ianuarie, tot în deplasare, cu formația Enel Brindisi.